Încasările din taxele și impozitele locale la primăria municipiului Suceava anul trecut au fost cu 4,6% mai mari față de anul 2021, a anunțat primarul Ion Lungu. Încasările de la persoanele fizice au fost mai mari cu 1,1%. Plățile efectuate electronic au fost de asemenea în creștere. Vreau să aduc la cunoștință faptul că încasările la 31 decembrie 2022, comparativ cu anul 2021, sunt mai mari de respect de taxe de impozit pe proprietate cu 4,6%, respectiv 74.368.002,39 lei în 2022, comparativ cu 71.032.334,91 în anul 2021. În cifre absolute, s-au încasat mai mult 3.335.667,48 de lei. Dacă discutăm pe surse de venit la persoane fizice, încasările sunt mai mari cu 1,1%, iar la persoane juridice cu 3,2%. Dacă discutăm de plățile electronice, prin POS, 5,04, nu, plățile electronice fără POS, fără POS-uri cu card, 5,04% plăți făcute prin sistemul electronic.